Incident cumplit a avut loc la o fabrică de preparare a băuturilor alcoolice din Botoșani. Un bărbat de 59 de ani, angajat al unității, s-a aruncat într-un cazan fierbinte cu borhot pentru prepararea alcoolului cu o temperatură de aproape 80 de grade Celsius. Bărbatul a fost transportat la spital și internat în secția de reanimare, dar medicii spun că starea acestuia este una deosebit de gravă, având în vedere că are arsuri pe 95% din suprafața corpului. Prognosticul este unul extrem de rezervat. Bărbatul de 59 de ani a fost adus joi cu ambulanța în unitatea de primiri urgențe. Acesta a suferit arsuri pe 95% din suprafața corpului după ce s-a aruncat într-un cazan fierbinte cu borhot pentru prepararea alcoolului la fabrica la care este angajat. Pacientul, care este într-o stare deosebit de gravă, a fost internat pe reanimare, dar, din păcate, prognosticul medicilor este unul extrem de rezervat. De la locul solicitării am preluat un bărbat în vârstă de 59 de ani, în stare deosebit de gravă, care prezenta arsuri de gradele 3 și 4 pe 95% din suprafața corpului, inclusiv căi aeriene superioare, prin imersie în lichid fierbinte. A fost stabilizat hemodinamic și transportat la Spitalul Județean Botoșani. În paralel, polițiștii și inspectorii ITM au deschis o anchetă. O anchetă internă fac și reprezentanții fabricii. Conform celor comunicate de către angajator, salariatul a intrat în incinta unității, s-a deplasat la stația de epurare și s-a urcat deasupra bazinului de ape uzate pe pasarele, de unde s-a aruncat în substanța viscoasă cu o temperatură de aproximativ 80 de grade Celsius. Evenimentul soldat cu incapacitate temporară de muncă va fi cercetat de către angajator, urmând ca dosarul să fie înaintat Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani pentru verificare și avizare conform prevederilor legale. Potrivit reprezentanților firmei la care lucra bărbatul, acesta era angajat ca mecanic și nu ar fi avut ce căuta în zona cazanelor cu lichidul periculos și că gestul său ar fi fost premeditat din cauza unor probleme personale.